este sau nu permisă folosirea antiradarelor. Conform codului contravențional al Republicii Moldova, articolul 228 alineatul 6, deținerea, montarea sau exploatarea dispozitivelor care detectează semnalele mijloacelor de determinare a vitezei de deplasare a vehiculelor sau perturbă funcționarea normală a acestora, se sancționează cu amendă și cu aplicarea 3 puncte de penalizare. Antiradarele, așa cum sunt numite aceste dispozitive de majoritatea conducătorilor, se împart în două grupe: detectoarele de radar și antiradarele propriu-zise. Detectorul de radar este un dispozitiv electronic pasiv utilizat de către conducători pentru a detecta dacă viteza lor este monitorizată de un radar folosit de către organele responsabile de monitorizarea circulației auto. Antiradarul este deja un dispozitiv electronic activ care, pe lângă faptul că detectează semnalul radar, dispune și de un dispozitiv de bruiere a acestuia. Rețineți, este mult mai simplu să respectați limitele de viteză decât să folosiți diferite metode pentru a ocoli legea. Nu vă lăsați păcăliți de magazinele online sau serviciurile auto care vă convin că aceste dispozitive sunt absolut legale și foarte eficiente. Luați în calcul că tehnologiile nu stau pe loc și, de exemplu, în Republica Moldova, agenții de patrulare pentru măsurarea vitezei utilizează dispozitivele TruCam 2 care, datorită tehnologiei laser, camerei de mare rezoluție, dar și a sistemului antibruiere, nu oferă practic nicio șansă de a scăpa băsma curată conducătorilor care nu respectă limita de viteză. Mai mult ca atât, sunt sigur că în câțiva ani drumurile Moldovei vor fi patrulate de drone, radar, așa cum se întâmplă deja în alte state. De aceea ar fi binevenit să vă formați deprinderea de a vă deplasa regulamentar, altfel după faptă și răsplată. Înainte de a călca pedala de accelerație, amintiți-vă că cineva drag vă așteaptă acasă.